păcate, cu dispoziția articolului 39 alineatul 1 din legea număr 215/2001, a fost promulgat pe 30 mai 2019 și ședința ordinară a Consiliului Local. Așa promulgat cu dispoziția numărul 55/2019. Din cei 11 consilieri locali, domnul Dionisie spune că nu poate să vină, doamna Gaganică intervine un pic. Da. Deci, ședința este legal constituită. Având în vedere prevederea articolului 42.5 din legea 215 pe 2001, supus prea aprobare proces verbal încheiat la ședința anterioară. Cine este pentru, împotrivă, abțineri? Deci, cu unanimitate de voturi. Da, la ședință se face pe domnul Brăiescu Sitele și pe Laura. Acum, în conformitate cu prevederea articolului 41 din legea 215 pe 2001, vreau să faceți propuneri pentru alegerea unui președinte și ședință de care conduce de lucrurile ședinței. Eu cel mai mare. Haideți, domnul. Da? Nu vă supărați cu nimic, da? Mai mare, în alt, nu în altceva. Da, vă rog. Propun ca președintele ședinței să fie domnul Popa Cornea. Mai sunt alte propune? Da. Vreți pe vot. Așa, supun la vot. Cine este pentru? Potrivă, domnul Popa? Aprobarea contribuției Consiliului Local la susținerea întreținerii persoanelor cu handicap cu măsuri de protecție și servicii de tip rezidențial pentru anul 2019. Inițiator Diaconul Victor, primarul Comunei. Aviz comisiile reunite. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIM. Inițiator Diaconul Victor, primarul Comunei. Aviz comisiile reunite. Dacă mai sunt și alte proiecte de hotărâre, de introdus pe ordinea de zi, da, proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2019 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Supun la vot proiectul ordinii de zi în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Împotrivă, dar se abține cineva. În unanimitate de voturi a fost aprobată ordinea de zi. Intrăm în ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Consiliului Local la susținerea întreținerii persoanelor cu handicap cu măsura de protecție în servicii de tip rezidențial pentru anul 2019. Aviz Comisiei Reunite. Doamna Anica Gabriela, președinte al Comisiei de Specialitate, prezintă avizul Comisiilor Reunite. Vorbesc eu. Comisiile Reunite avizează favorabil raportul în forma prezentată. Da, mulțumim. Dau cuvântul doamnei Rusu Laura pentru prezentarea raportului de specialitate. Ca urmare a desconsiliului județean, numărul 7693, din 11 aprilie 2019, prin care mi se înaintează hotărârea Consiliului Județean Bacău, numărul 65, din 17 aprilie 2019, au fost stabilite costurile medii anuale pentru finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanelor adulte cu handicap, precum și contribuția consiliilor locale la finanțarea acestor servicii, supun spre aprobare valoarea contribuției colectivității locale pentru finanțarea activității de protecție de tip rezidențial și a persoanelor cu handicap. Prin adresa numărul 7699 din 18 aprilie 2019 s-a înaintat hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 71 din 17 aprilie 2019 privind aprobarea actului adițional la contractul cadru de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial și persoanelor cu handicap pe anul 2019. Nivelul contribuției consiliilor locale comunale la susținerea persoanei cu handicap a fost stabilit la 35%
pentru consiliile locale ale comunelor. Acestea au obligația de a aproba contribuția aferentă în vederea încheierii actului adițional la contractul cadru de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial la persoane cu handicap, aprobat prin hotărârea Consiliului Județean numărul 32 din 24/2/2016, respectând cu secție procentul de contribuție stabilit 35%. În momentul de față este internat o singură persoană care are domiciliul pe raza unității administrative teritoriale Ardean. Persoana este internată în centru de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Dărmănești, unde costul mediu anual stabilit pentru întreținerea persoanei adulte cu handicap cu măsură de protecție de tip rezidențial este de 68.687 de lei pe an de beneficiar, rezultând un cost mediu lunar de 5.724 de lei pe lună de beneficiar. Costul mediu anual al contribuției datorate de noi este 24.040 lei pe an de beneficiar, iar costul mediu lunar este 2.003 lei pe lună de beneficiar. Contribuția datorată se verează în contul Consiliului Județean Bacău până la data de 25 a fiecărei luni pentru luna precedentă. Pentru neplata acestor obligații în termenul stabilit, rata dobânzii legale penalizatoare s-a stabilit la nivelul ratei dobânzii de referință pe anul 2019, respectiv 2,5% pe an, conform circularei numărul 12 din 2018, privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României, plus 4 puncte procentuale pe an. Mulțumesc! Mulțumim, doamne Laura. Dacă doriți, vă să iau cuvântul. Da, e materialul prezentat pe doamna Laura. Este foarte corect. Sunt diapozite reprezentate de însă în material. Am terminat. Mulțumesc frumos. Dacă mai dorește cineva să dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâri în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine se împotrivă? Dacă se abține, cine rău. Se trece la următorul punct al ordinei de zi. Proiect de hotărâri privind aprobarea cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIV. Aviz Comisiile Reunite. Domnul Macadam Bogdan, președintele Comisiei de Specialitate, prezintă avizul Comisiei Reunite, avizând favorabil sau nefavorabil. Vedem. Comisiile Reunite avizează favorabil raportul în forma prezentată. Mulțumim frumos. Dau cuvântul domnului secretar pentru a prezenta raportul de specialitate. După cum vine știți, în fiecare an, trebuie să aprobăm în sensul de consiliu cotizația la ADIV. Da. După cum ne știți, comunele care nu au investiții în infrastructura de apă și canalizare este de 100 de lei. Deci noi încadrăm cu 100 de lei cotizația pe lună. Pe anul 2019. Așa că din asta trebuie să stabiliți, adică să stabiliți sau adoptați. Ca să putem să achităm această cotizație la ADIV. E vorba de apă și canalizare. Odată ce suntem membri, trebuie să achităm. Mulțumim, domnule secretar. Dacă dorește cineva să ia cuvântul. Da. Domnul Alisa. Deci, nu avem de anul trecut, de acum 2 ani, de acum 3 ani de zile, de când s-a aprobat cotizația de așa pentru fiecare an. N-am nimic împotriva. Sunt de acord cu cele prezentate de domnul secretar. Da. Mulțumim, domnule Iosu. Mai dorește cineva? Supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine se împotrivă, dacă se abține cineva, deci s-a votat în unanimitate, se trece la următorul punct al ordinii de zi. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2019 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, aviz Comisiile Reunite. Domnul Rusu Alexandru, președintele Comisiei de Specialitate, prezintă avizul Comisiilor Reunite. Comisia propune adoptarea în forma prezentată de executiv, avizând favorabil. Mulțumesc. Dau cuvântul domnului secretar pentru a prezenta raportul de specialitate. Aceeași chestie și la adis, numai că aici este o sumă mai mare, este vorba despre suma de 3.000 de lei. Și spune aici așa, face evoluția pentru județul Bacău, cotizația este de 100.000 de lei, pentru Bacău 600.000, pentru Onești 100.000 și iar ajungem la comune cu populație sub 3.000 de locuitori. Noi avem 2.500 aproximativ, deci cotizația este de 3.000 de lei pentru anul 2019. Mulțumim, domnului secretar.
Dacă dorește cineva să ia cuvântul. Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Sau unanimitate. Fiind epuizate toate problemele la ordinea de zi, declar închise lucrările de ședință.